De la începutul acestui an, peste 300 de persoane au solicitat ocuparea unui loc de muncă în străinătate prin rețeaua EURES. Deși oferta a fost variată, mai mulți angajatori din Spania, Cehia, Ungaria, Belgia, Austria, Germania, Danemarca și Norvegia au căutat forță de muncă, puțini au reușit să prindă un contract. Și asta din cauza lipsei de calificare, a experienței, dar și pentru că nu cunoșteau o limbă străină, cum ar fi engleza, germana sau franceza. Majoritatea persoanelor care se adresează Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă doresc obținerea unui loc de muncă în agricultură ca muncitor necalificat. Din județul Vaslui au reușit să semneze contracte cu angajatorii străini doar 6 persoane. Acestea au studii superioare și s-au angajat ca stagiari în ferme. Cea mai solicitată destinație este Spania, unde angajatorii nu impun cunoașterea unei limbi străine.